5, 4, 3, 2, 1, începem. Cum ar spune unii, motor se filmează, sunt Daniel Vinca, vă spun bine, ne revedem la a doua emisiune la Raport, emisiune realizată de colegii de la Turn TV împreună cu Vestea.net. Suntem undeva cocoțați la etajul 12, la terasa barului de la hotelul Ceahlău. Eu văd așa, prin stânga camerei, un colț din muntele Ceahlău și astăzi discutăm cu cei doi invitați, pe care vi-i prezint imediat, despre această rocadă ciudată, nefirească, nu știu, extraplanetară, produsă acum câteva zile la Teatrul Tineretului, când Peșest, noaptea ca hoții, cum ar spune o expresie la modă, a căzut simbolul Îngerul Actor sau Zburător de pe steagurile din fața clădirii și a apărut un desen, desenaș, desenel, nu știu cum să-i spun, care a fost catalogat în fel și chip de iubitorii de teatru și de cei care se pricep la design, la imagine, la PR. Unii au spus că ar semăna cu logo, inclusiv eu prima dată, cu logo-ul de la un mall. Și făceam similitudinea cu mall-ul de la 1 Mai, care la fel are un pătrat împărțit în mai multe bucăți acolo. Alții au spus că toată femta aia cu pătrățele și bulinuțe, de fapt ca și Google-ul, care când dai căutare te duce la șorți de bucătărie din cauza bulinuțelor, seamănă cu o față de masă. Alții au fost mai seci și au spus că ar semăna cu logo pentru o firmă de salubritate sau de țevi, apropo de secțiunea în țeavă, cerculețul. În fine, cea mai faină definiție care am auzit-o zilele astea a fost cea conform căreia apreciere, nu definiție, ar semăna cu logo unei firme de jocuri mecanice de păcănele, pentru că toate bulinuțile care se înșiră acolo sunt prunele alea 5 pe care le așteaptă la un moment dat drogatul de jocuri. Invitații de astăzi, deja a trecut un sfert din emisiune, nu? De când vorbesc eu, invitații de astăzi sunt domnul Cornel Agăleanu, consilier județean și în același timp un cunoscut iubitor al artelor din neamț, chiar implicat în derularea unor proiecte de punere în valoare a, știu eu, lăzii de zestre culturale din neamț, tipărirea, editarea unor cataloage cu oameni de artă celebri care mai sunt, care nu mai sunt din județul nostru. Lângă Cornel Agăleanu se află o figură la fel de importantă, figură pentru noi amici, dar important prin ceea ce spune și prin ceea ce se pricepe în acest domeniu, este vorba despre Petrică Diaconu. Cunoscut mai nou, drept, mai nou și mai vechi, dar eu pentru generațiile tinere doar pictorul Petrică Diaconu. Pentru cei care nu am răsărit chiar ieri pe ulița asta, Petrică Diaconu este unul din primii patroni din județul Neamț care a inventat aici o firmă de imagine, care se chema, nu mai țin minte, putem spune numele că e moartă. E moartă de mult, Marsco. Marsco, celebra firmă care în premieră în Neamț făcea la vremea respectivă. E cu soane, desena logo-uri, urmată grafică. De fabrica de imagine. Da. În fine, a fost prima firmă în Piatra Neamț, din ce mi-aduc eu aminte, care făcea grafică. De asta l-am invitat astăzi și pe nea Petrică Diaconu, cum îi spun eu. Și ca să mă laud până la urmă, printre primele 10 din țară. Așa. De-aia a trebuit să fie ucisă, că au venit... Evident. Așa. O să fiu politicos și o să încep dând respectul cuvenit experienței, n-am zis vârstei. Și prima întrebare este pentru Petrică Diaconu. Petrică, ai văzut Zburătorul, știai și sunt convins că știai chiar mai bine decât mine și istoria lui. Și ai văzut la un moment dat pe net niște nebuni vorbind despre logo-ul nou de la TT. Și ai văzut genialele pătrățele și cerculețe. Care a fost prima ta senzație? Ce ai spus? Hai, sincer. Să ne luăm așa repede, să nu fim imparțial, să fim moderați puțin, pentru că e cazul. Nu, zim ce ai zis. Războiul se poate... Dar nu vrem război. Nu vrem război, nu. Petrică, eu moderez aici. Nu. Rugămintea mea, întrebarea este, zim ce ai zis prima dată, când ai văzut-a. E foarte important pentru mine. Păi am zis mai multe prima dată. Bun, cu bipuri, adică nu zi acum chiar... Prima dată am zis că parcă ar fi o față de masă. Așa am adus ideea. Am stat cu catalogul în mână
două zile, trei, n-am înțeles ce-s cu pătrățelul de pe acel catalog care s-a vehiculat în perioada festivalului. Erau pătrate, pătrățele, virgule, semne de exclamare. Facem precizarea că în materialele de festival a apărut logo, dar foarte mic, înainte de a apărea pe steag și pe pagina de Facebook. Ei, chestiunea că am observat că acela e logo-ul teatrului, așa zis e logo-ul nou, în momentul când a apărut vestea prin târg că s-au schimbat steagurile din fața teatrului, care reprezentau acel minunat zburător. Bine, ce am zis și n-am zis. Dacă vrei și nu avem timp, părerea mea clară și sinceră este cam în felul următor. Te rog. Nu am nimic cu ceea ce și-a propus doamna directoare să facă. N-am nimic cu partea economică, cu atât mai puțin. Singura problemă care aș vrea să o subliniez este că ar fi fost mult mai înțelept ca să se preia zburătorul, să se dea o față nouă, să se modernizeze, să se stilizeze chiar poate până la limita lucrurilor lui Brâncuș cumva, dar să rămână în esență același, pentru că pietrienii, generația mea și chiar și din generația care... Tu ai spus și public pe net până acum că zburătorul înseamnă dincolo de zburător, înger, a zbura. Exact, înseamnă, ca semnificație, se potrivește de minune, și pentru că e vorba de a zbura. Și acum fac o paranteză și într-un fel răspund indirect unora care spuneau, domnule, ce mare prânză cu un înger. Simbolistica lui a zbura, aripă și așa mai departe, este un simbol foarte important în Europa, că unii, știți, au dat în ultimul timp pe ideea, domnule, voi bătrânii vreți zburătorul clasic, nu? Ideea de aripă, zbor, dacă vreți, în partea de imagine modernă din Europa, este foarte folosită, inclusiv de către partide. Nu dau eu acum nume de partide care au aripi. Cu atât mai mult despre o instituție teatrală unde e plină de artiști, actori, teatru care vor să ridice, care pot să ridice, care și ei au tendința să zboare, să se ridice în teatru de piatră. Asta era un punct de fac un produs artistic a cărui finalitate trebuie să fie ridicarea spiritului. Exact. Să-i faci să se autodepășească prin rațiune, prin suflet, prin cuget, prin orice, cei care vin acolo. Plus că desenul este impecabil. Plus că este făcut de un renumit artist. Cel vechi, desenul vechi. Desenul vechi. Intrăm imediat în istoria îngerului actor. Până atunci, Cornela Gălea. Ești consilier județean și vineri, când unii aveau alte treburi, nu mai intrăm acum în detalii, ai postat mai întâi pe Facebook, după care ai dus demersul mai departe, ai făcut un comunicat din postura de consilier județean, asumat și de echipa liberală din care faci parte. Fac precizarea că n-a fost deloc un demers de confiscare politică și imediat dau și detalii în această zonă și ai făcut și o petiție pe online. Aceeași întrebare. Ai văzut la un moment dat logo-ul ăla, nu știu când l-ai, pe net, pe steagul, ăsta nou, și l-ai înțeles, l-ai văzut mare. Adică nu știu dacă l-ai înțeles astea, dar l-ai văzut. Care a fost prima senzație? Prima dată doresc să vă mulțumesc pentru invitația la emisiune. Trece și mă bucur foarte mult că putem clarifica niște aspecte. În primul rând, doresc să vă spun că nu sunt și nu fac parte din categoria oamenilor politici scandalaci. Eu niciodată nu am fost o persoană conflictuală. Domnul Agăleanu, nu suntem la PNR, suntem la o emisiune. Rugămintea mea, întâi răspundeți la întrebare și după aia ați văzut, vă dau liber să vorbiți orice. Care a fost prima senzație? Dar fără înjurături. Fără înjurături. Dacă ori fi fost. Deci prima reacție pe care am avut-o și consider că este absolut firesc ca fiecare să aibă câte o părere, cu atât mai mult eu, nu din prisma de consilier județean, ci din prisma de om preocupat de artă. Prima senzație pe care am avut-o a fost extrem de negativă, ca și cum mi s-ar fi luat ceva. Altfel, dacă vreți să știți opinia mea personală, sigla nouă a Teatrului Tineretului, eu sper să nu rămână asta, dar asta nouă îmi place foarte mult. V-am șocat un pic. Deci este... Nimeni nu mă mai poate șoca. Nu. Imaginați-vă că eu mă ocup și promovez arta modernă. Și atunci când îl promovam pe Laurențiu Dimișcă, inclusiv în Piatra Neamț, mulți îmi spuneau că sunt nebun.
Când am ieșit cu el în Franța, am avut confirmări că ceea ce eu credeam despre arta lui din Mișcă a fost, nu am fost păcălit eu, deci sufletul meu nu a fost păcălit. Încă o dată, mie sigla nouă îmi place foarte mult și consider că dacă ar fi un teatru nou care s-ar înființa în acest moment, Signalectica actuală, cu tot ce ține parte de imagine, ar fi foarte binevenită. Eventual teatru de copii, de tubulatori. Deci asta ca să clarificăm un lucru, pentru că eu iubesc arta, iubesc creatorii și desigur în spatele... Ce vă transmite sigla asta nouă? Păi tocmai asta e problema, că îți pune foarte multe ce? Întrebări. Hai vă rog! Deci, haideți să vă... Ce vă transmite sigla prima dată când am văzut-o, mi-a transmis un soi de optimism. Ce anume, pentru că este foarte colorată, este opinia... Da, și râsul meu! Acum, eu nu vreau să se înțeleagă prin acest lucru că în acest moment mă contrazic. Nu. Și nici că rămân ancorat într-un trecut, cum spun unii, nu. Doar că acel simbol al Teatrului Tineretului pentru mine este unul foarte important. Cel vechi. Bineînțeles că cine a luat această decizie de modificare a unei sigle, probabil că are o poveste foarte frumoasă în spate. Care? Așa cum o știți? Eu nu o cunosc, dar domnul Petrică, posibil știți, că o să o cunoască la un moment. Știți explicația, istoria, motivația noului logo? L-ați văzut pe undeva public? Nu știu și nu am cum să știu. Încă o întrebare, domnule Abelea, nu? Prea brusc. Da, noaptea ca hoții. Și mi-asum ce spun. În ideea de brusc, cum e... condamnau unii din societate civilă pe cei de la guvernare că dintr-o dată dau niște lea. Cam așa s-a întâmplat și cu logo-ul nou. Am o întrebare foarte interesantă pentru dumneavoastră, domnule Abelea. Prin prisma calității de consilier județean, sunteți proaspăt și o eventuală neștiință pe o virgulă e scuzabilă pentru cei care știu că ați intrat abia de câteva săptămâni în consiliul județean. Știți, teatrul ăsta, teoretic, are un consiliu de administrație. Ca orice instituție din subordinea Consiliului Județean. Și aici putem vorbi și de școli speciale și de bibliotecă și la mai departe. Mai mult, acum vreo câteva luni la Consiliul Județean au apărut niște consilii consultative. Cu rol consultativ. Pe turism, pe educație, pe tineret. Și inclusiv pe cultură. Și da. Pe cultură. Știți cumva, din postura de consilier județean, care e punctul de vedere al Consiliului de Administrație al Teatrului și al acestei comisii consultative de cultură? Deci timpul scurs din momentul în care, practic, noi cu toții am luat contact de această modificare a imaginii Teatrului Tineretului. Miercuri joi s-au schimbat steagurile, da. Joi am scris eu. Lucrurile acestea probabil că trebuie discutate într-o ședință de Consiliul Județean. Următoarea ședință de Consiliul Județean va fi firesc anunțată și convocată cu de și cu președintele Consiliului și atunci probabil că se va discuta și se vor discuta și aceste aspecte. Dar până acum nu știți de o poziție oficială a CEA-ului, a Comisiei Consultative nu, de la... Nici nu am făcut solicitări, nici nu... Eu am ridicat o... Nu să fi făcut solicitare. Dacă ați văzut cumva în spațiu public, că nici eu nu le văd pe toate, deși stau pe... Păi dacă dumneavoastră nu le-ați văzut, cu siguranță că știți că nu au existat. Să ne înțelegem, mai nu am înțeles cum să spun procurorul, pentru că pândesc tot pe ne, da, asta e meseria mea să văd. Dar chiar pe toate nu le pot vedea nici eu. Cred că ar trebui subliniat ideea lui Cornel mai tare. Această sigla nouă, care să zicem are niște calități, este un mod, este mai avangardist, este mai abstractă, mai așa cum este, s-ar potrivi, dar la un teatru nou. Am cerut să subliniez acest lucru. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Poate s-ar potrivi la un teatru. De partea de imagine acum. Acum întrebare pentru specialiștii care văd imagine, știu imagine. Oameni buni. Și scuzați-mi dacă întrebarea sună frontal, că n-avem timp. De dulcegării ieftine. Mai mult, e mare geniu în imagine să iei două majuscule, groase, bold, Arial Black, să zicem, dacă am ghicit bine fontul. Ai ghicit? Așa, unul să-l pui în picioare și pe celălalt să-l trântezi, să le intersectezi și în zona de intersecție să te joci din niște buline care oricum sunt gratis pe net. E mare lovitură de geniu să faci chestia asta? Nu minimaliza acum chiar așa, nu? Păi dar contraziceți-mă, vă rog. Are un pic de n-are sare și putere. N-are trimitere, n-are o sugestie spre teatru. Telefonul meu e mai ieftin dacă pic al lui Cornel la Găleanu, asta e. Deci luăm două telefoane. Unul punem așa, unul așa, unde se intersectează trântimurile. Asta e sigla pentru RomTelecom. Pot să vă răspund și eu, domnul Vizor? Eu așa pățeam cu lucrările lui Laurențiu din Mișcă. Erau foarte mulți
care nu aveau neapărat legătură cu arta și care spuneau, domne, chestii de astea pot face și eu. Și le puneau și odată am făcut o probă, când aveam galeria de artă deschisă, am rugat și am pus la dispoziție materiale pentru pictură și n-a fost chiar așa, că nu a reușit nimeni să reproducă. Hai să nu confundăm pictura. Eu v-am spus doar un punct de vedere. Aici, nu are trimitere. Nu are semnificație mai apropiată de cel care privește. Mie îmi place comparația cu Nimișcă. Cred că sunt dintre cei care, știu eu, căruia îi plac două, trei lucruri de la lui Nimișcă, dar nu foarte multe. Și mi-asum ce spun chiar și în fața lui. Dar am o întrebare. Nimișcă nu cumva pictează și vinde pictură pe banii lui? Că aici venim la o altă componentă, domnule consilier județean. Logo-ul ăsta a costat el vreo 2000 de lei sau de euro, dar a generat cheltuieli în aval, estimate inițial la 83.000 de lei. Am înțeles că doamna director a făcut niște economii, știți, vreo 63.000 de lei cheltuiți pentru logo, trei steaguri și încă o chestie din astea. Doamne, 630 de milioane de lei. Și la Consiliul Județean, care este o instituție importantă, finanțatorul TTE-ului, totuși e o sumă. Sau un teatru cu banii ăștia nu s-ar fi putut face ceva mai oportun? Mă întreb. S-au întrebat mai mulți. Cu siguranță că se va face o analiză. Aici nu putem să ne bărgăm să răspundem noi sub nicio formă, pentru că partea economică și asta se ocupă CJ-ul. Dar chiar am o întrebare interesantă. Sunteți oameni care ați lustruit scările alea de la teatru mult mai mult decât mulți din lumea. Ba chiar am făcut și expoziția. Așa. Din ce vă aduceți aminte în anii anteriori? Că eu așa mi-aduc aminte. Când s-a terminat festivalul la Piatra? Alaltă ieri, da? Da. Bun. A doua zi după festival. Dom'le, a doua zi. Că era director Borcea, că era Timuș, că era Nicoară, Borcea Dumnezeu să-l ierte. Dom'le, a doua zi după festival. Noi chiar ne enervam, că de obicei, în multe ediții, ultima zi de festival era duminica și a doua zi după ultima zi de festival era luni. Că noi în presă avem multe de făcut și ne trezeam așa pe la nou cu invitații la conferințe de presă la ora 11 sau 10. Și dădeam o întreagă redacție. În a doua zi după festival eram chemați la un fel de raport, conferință de presă, în care directorul instituției ne punea în față ce s-a întâmplat în manifestarea respectivă, trăgea el niște concluzii, atât pe partea artistică, căci un raport financiar destul de detaliat a doua zi, un fel de execuție bugetară. Leu intrat, leu ieșit. Ei, anul ăsta a fost anunțată neoficial în conferință de presă pentru luni, azi marți nu se mai ține, iar am înțeles că există un motiv beton, științific. Doamne directoră, este frică să vină în fața unor jurnaliști afurisiți, care sigur o vor întreba de fiecare leu, să raporteze, că toți suntem la raport și eu sunt și cu ținuta adecvată. Noi poți conduce o instituție în general, fiindu-ți frică să raportezi cum ai cheltuit banii? În principiu, acum nu neapărat de doamna. Bănesc o să se spună ea, că noi nu știm. Dar dumneavoastră a jucat în fire prin față. Să vă spun un lucru. Eu pe doamna directoare nu o cunosc în mod direct. Dar nu ne spuneți la întrebare? Poți conduce o instituție fiindu-ți frică să povestești despre buget? Asta vreau să fac. Eu vreau să răspund la întrebare. Vă rog. Dar am auzit o grămadă, enorm de multe lucruri foarte frumoase la adresa din... Despre regie. 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 Nu, vorbeam de management, domnul Agălean. Poți să manageriez o instituție, o firmă, un ONG și să-ți fie frică la un moment dat când te întreabă un control, presa, un cetățean, discuție, deci fără, să spui, doamne, mi-au intrat 7 lei, este absolut necesar, 6 lei i-am dat pe telefon, de 50 de bani mi-a mai luat un ecran, de 50 de bani mi-a mai luat unități. E simplu, 7 lei intrat, 7 lei cheltuit, bună ziua. Corect. Păi vă spun că e prima dată când în timpul conferinței de presă de lansare a festivalului n-a vrut să răspundă la o întrebare banală cât e bugetul total, fie și estimat, și cât au dat principalii finanțatori, iar acum pe românește fuge, zboară. S-ar putea să nu fi terminat de adunat cheltuielile. Și ai la zi înainte cum terminau? Erau mai puțin bani atunci, acum au fost mai mulți. Nu știu dacă erau mai puțin bani atunci, sumele erau comparabile, poate acum sunt un pic mai mulți. Am mai auzit o chestiune interesantă. Doamne, de ce nu comparați bugetul de la Piatra cu bugetul, nu știu, de la Sibiu? Și am spus, doamne, când vine curtea de conturi,
nu compară bugete. Curtea de conturi compară prețuri. Adică nu poți să spui că ai cumpărat bec chinezesc de un leu cu prețul de pe un bec Philips care e 30 de lei. Dau un exemplu. Se poate. Se poate? Da. Ați auzit că se poate? Ce mai știți? Da, poate nu e așa. Nu, n-am auzit așa ceva. Nu. Apropo de festival. Chestiunea este așa. Dacă s-au cheltuit mai mulți bani pe un anumit obiect, presupunând că obiectul este de o calitate corespunzătoare banilor care au fost dați. Că tot suntem în fața unor camere TV, da. Unul din obiectele foarte scumpe, cel puțin pentru noi care știm prețul la obiectul ăsta, da. Sunt acele interviuri insert din spectacolul aniversar, prețăluite, ca să citesc din vechiul limbaj, la vreo 4.000 de euro. Eu cred că tot ce mișcă în neamț, în presă, în televiziune, ar vrea să facă 3 sincroane în cismiciu cu 4.000 de euro. Asta nu înseamnă că teatrul nu are nevoie de un așa obiect. Să fim serioși acum. Are nevoie. Dar 4.000... Ca să-și promoveze spectacole. Un teatru privat ar fi dat 4.000 de euro pe 3-4 sincroane în cismiciu? Păi teatru privat n-ar fi dat că nu are atâția bani. Și chiar să-i aibă. Dădea 4.000. Da. Dacă avea, dădea. Pentru că interesul teatrului privat era să se ridice. Întrebarea era nu. Dar dacă în loc de 4.000 de euro putea da 500 de euro sau 1.000 sau 2.000 de euro, dădea 4.000? Uneori e bun proverbul ăla. Sunt prea sărat ca să-mi cumpăr pantofi ieftini. Știi cum e? Domnul Diaconu, aceiași pantofi, la aceeași calitate, pot fi cumpărați cu un preț corect. Noi aici vorbim de un preț umflat de câteva ori. Din obor sunt mai ieftin, adevăr. Pentru că, atenție, nu vorbeam de un film al regizorului Dăscălescu, despre el vorba. Vorbeam de 3 sincroane luate în fața unei camere. Da, tăiate. E bine. Bine, ne permitem. A, nu știu dacă ne permitem, dar e bine. Dar să știți că, pe de altă parte, există o emisiune celebră, nu? Aia că există și un român fericit. Deci domnul Dăscălescu este un regizor român fericit. Mă întorc la partea de artă din festival, vorba dumneavoastră, de aia cu bani să se ocupe instituțiile, să se ocupe instituțiile abilitate. Ați văzut spectacolul aniversar și vreau să mă refer la cele două momente punctate de vestea, în care s-a cam șters pe jos, unul cu domnul Nicoară și al doilea în care s-a cam șters pe jos cu Florin Piersic. L-ați văzut? Ei, să nu dramatizăm, fiindcă tot e vorba despre teatru. Păi, spuneți-vă părerea. Nu chiar așa exagerat. E adevărat că nu i s-a acordat lui Nicoară, mă rog, meritul pe care l-a avut în realitate. Florin Piersic, nu cred că s-a supărat. Vedem că vorbesc mâine cu el. Nu cred că s-a supărat, dar... nu știu, la o poate gara... ar fi trebuit puțin mai multă atenție. Așa ar fi trebuit, că mai sunt foarte mulți actori care nu au fost trecuți, care au debutat la piatră, și care director, pe vremea și director. Lui Coman, de Hăinuții, Gălzeanu... Haideți să vedem la fondul problemei. Avem un moment aniversar. Aici... Sunt unul din cei care, evident că nu agrează ideea de festivisme și valuri de ode și elogii, dar totuși, la un moment aniversar, poți produce un fel de montaj literar-artistic, scuzați-mi expresia, dar eu asta am văzut acolo, un montaj literar-artistic în care actorii citesc niște replici, tipurile primite de la spectatori, în care totuși sunt insultați niște oameni? Păi, despre partea asta nu pot eu să vorbesc, să spun. Și mai am o întrebare interesantă, că ați fost la spectacolul aniversar? Am fost. Din 2 ore și un sfert, 40 de minute s-a vorbit despre istoria TT-ului, constând în șprițuri, beții, barul de la subsol, iar șprițuri, iar beții, restaurant Ceahlău, fugărizii din restaurant Ceahlău, numai o secundă, prins la nevasta, actor prins la nevasta nu știu cărui activist, Florin Piersic, care avea afinități pentru femei, Nicoară, care jignea oamenii, deci 40 de minute, calculate, cu timer, știți? Eu ca Andrei Dăscălescu, măsor secunde, au adus în fața această istorie a bețiilor din TT. Ei, nu chiar beții, fapte vesele întâmplate, pentru că și eu m-am bătat la bani de la subsol pe vremuri. Și n-am făcut de la nimănui. Dar ați cerut bani de la CJ să povestească cineva beția lui Petrică de acolo? Nu, dar s-ar putea să oferi singur. Asta a fost făcut pe bani publici, domnul de acolo. Eu am înțeles ce spui. E adevărat, fiind pe bani publici, atunci ar trebui ca această comunitate să fie cumva mulțumită și generația și care și cealaltă. Istoria TT-ului stă în șprițurile de la bar. Nu. Astea erau chestii picante. Așa. 40 de minute de picanterie? Da. Nu-i cam mult? Depinde de pustice. Așa. Mai puțin, mai am ceva de spus.
O idee care e preluată de altfel de la altcineva, de la Nicolae, trebuia cumva echilibrat festivalul, sunt în general activitatea teatrului, dacă se vrea modernizată, într-o proporție de cumva să zicem 60% pentru noi care suntem bătrânetul, teatrul bătrânetului, și 40% pentru teatrul celor care Next Generation, zică Next Generation și care încă nu și-au luat bacalaureatul toți. Și nu știm de câte ori mai vin la teatru. Da, păi de când cu telefoanele mă îndoiesc că se mai calci la teatru. Apropo de ideea asta de a aduce tineri la teatru, genială idee, absolut, nu e nimic nou. Da. Eu cred că totuși se uită un lucru. Doamne, în momentul în care ca firmă, ca partid, ca orice, ca instituție de cultură, vreau să-mi câștig un public nou, nu renunț la ăla vechi, la electoratul captiv, cum spun partidele, de exemplu, sau la clienții fideli, cum spun firmele. Așa. A venit cu o idee de public tânăr care insultă pe cei actuali, apropo de replica aia de pe net, domnule, puneți-vă înapoi zburătorul, dar schimbați numele în Teatrul Bătrânetului, dincolo de o mică problemă de educație a celui tânăr, eu cred că avem o percepție că greșită. Cei care merg cu asta. Teatrul nu e nici a celor bătrâni, nici a celor tineri. Exact, teatrul este a comunității. Să sperăm că a fost numai ideea acelui tânăr. Să sperăm. Cu toate că anumite poziții de pe net a unei gășculițe, din fericire, subțire. Aici din gașca lui toți. Da. Domnul Dinca, aici vreau să subliniez și eu următorul aspect, pe care l-am sesizat zilele acestea, când, bineînțeles, în spațiul virtual au apărut o sumedenie de comentarii, și pro și contra. Este absolut nedrept să se creeze o breșă între această frumoasă tagmă a oamenilor de artă și restul, adică nu există cei buni și cei răi. Suntem noi cu toți locuitori. Oamenii de artă nu sunt toți pe parte. Unii sunt pro-zburător, alții pro-chinezărie, ăștia mai tine, dar nu, breșa nu este între oamenii de artă. Breșa este între o gașcă. Între o zonă în care a discutat despre un simbol, s-a ajuns să discut despre persoanele din spatele creierii unui simbol sau distrugerii unei. Și e clar că nu am pretenția că sunt perfect obiectiv. Totuși ați observat că deși ăia care susțin foarte vehement logo-ul ăsta frumos cu tubulaturi, cu păcănele, sunt mai agresivi decât ceilalți? Și nu mă face să vă dau citate acum? Sunt mai agresivi, dar nu sunt din piatră, sunt din București, așa că... Păi nu, și jumate din ei cei care au luat bani de aici, jumate din ei prieteni care se dau critici, dar au lansat cărți. Nu urmă decât de acolo, am o întrebare. Faceți un vernisaj. Costă, nu? Da. Plătești chirie, aduci un... Nu, eu vorbeam în principiu, respectam asta. Deci, doamne, când faci un vernisaj, plătești chirie, spațiu, aduci un fursie cu apă, cu rame, noi n-ați vrea să vă faceți vernisaj pe banii altuia. Pentru că noi la teatru avem o chestie interesantă. Anul ăsta a fost un program foarte plin de lansări de cărți. Ale cui? Ale unor critici. Și acum stau și mă întreb, criticul ăla, dacă a avut un avantaj patrimonial, până la urmă, chiar cum spune legea, mai este obiectiv în a aprecia calitatea organizării festivalului? Lui a dat Moca cineva o lansare de carte, care în București îl costa, și nu știu dacă avea 30 de oameni, aici avea 100 asigurați, și după aia ne dă lecții de la București. Da, eu cu școala, păi nu, dar era înainte de piese, știți cum e, hai să ne uităm un pic și la... Absolut, amintesc, când am avut expoziție pe perioada festivalului, a fost foarte benefic, pentru mine. Aveți expoziție săptămâna viitoare? Da, la Roman. Putem numi chestia asta publicitate. Deci 15 secunde de publicitate pentru expoziția lui Petrică de acord. Da, vă invităm marți. La Roman? La Roman. În județul Roman? E o glumă, evident. Da, 28, marți 28 noiembrie, la ora 5, la galeria particulară, privată, Roman Art Gallery. Interesant. Împreună cu generația mai mică viitoare, Ilachi Bogdan. Unul de 60 de ani și unul de 40. Deci pe 28. 28 de tablouri pe perete? 28... Câte tablouri aveți? 70. Interesant. Mergem, Cornel? Mergem, obligatoriu. De altfel, Petrică, de fiecare dată când participa cu expoziții, sper să nu se întâmple același lucru cum s-a întâmplat la mine. După expoziția lui am închis galeria, dar asta... Sper să nu fie așa, sunt Roman. Ai expus la Top Art, s-a închis și Top Art, adică... Da, am expus la teatru, nu s-a închis. Da, dar ăsta de la Roma cu galeria știe? Nu știe. Suntem la final?
Da. Încă o dată mulțumim și gazdelor noastre, cei de la Grand Hotel Jacdou, barul de la etajul 12. La final de emisiune am rugămintea dumneavoastră, într-o propoziție, frază cât mai scurtă, să trageți o concluzie, fiecare cum doriți, folosind următoarele cuvinte. Înger actor sau zburător, TT, Gianina Cărbunaru, steaguri. De fapt, mesajul să fie pentru doamna director. Domnul Petrică, începe într-o cu dumneavoastră. Doamna director Sărmâna, ar fi bine să reviziți puțin... Acolo e doamna director, în cameră. Ar fi bine să reviziți puțin acest logo nou, să-l aranjăm în așa fel încât să mulțumim și pe cei care zboară și pe cei care nu zboară. Mulțumesc, Cornela. Să rămână, doamna directoare, abia aștept să vă cunosc. Chiar mâine am să vă fac o vizită, dacă mă primiți să bem o cafea împreună. Felicitări pentru demersurile dumneavoastră, dar sper ca gândul bun să vă readucă la ce a fost în viziunea mea vechi, adică zburător. Ca simbolistic. Ca simbolistic. Că nu vă băgați în partea de management nu, sau nu ce ca să propună doamna director și nu vrem niciunul dintre noi asta. Numai că mișcarea asta bruscă, fără consultarea celor din jur. Iar comunicatul dat de Ionel Arsene a fost clar. Decizie pripită și unilaterală. Din păcate, și cu asta închei și eu emisiunea, acum câteva... Acum o oră, pe Veste, am publicat un articol în care am numărat faptul că au trecut 4 zile de la comunicatul dat de Ionel Arsene, un comunicat ferm, tare, cum spunem noi. Nu s-a întâmplat nimic, în continuare, în fața TT-ului fâlfie steagurile cu logo păcănele, de unde eu am tras concluzia că și Gianinei îi se fâlfie de Arsene. Sunt Daniel Vinca, împreună cu colegii de la Turn TV, de la Vestea, care producem emisiunea la Raport, vă spunem numai bine, cei care ați prins doar la final emisiunea, o vedeți cât de curând pe site-ul Turn TV și evident pe site-ul vestea.net. O zi bună vă doresc!